Bună dimineața, rămâneți alături de noi. Invitatul nostru de astăzi este Anatolie Jornea. În copilărie, Anatolie Jornea și-a dorit să fie cosmonaut, aviator sau închetator. Dar soarta și dragostea pentru gimnastica artistică l-au adus în arena circului, unde continuă și astăzi să uimească cu numere de acrobație. În timp ce prietenii în glumă îl numesc extraterestru, Anatolie se consideră un om simplu și modest. Bună dimineața! Bună dimineața! Artist de circ? M-am ales eu cu un nas. Am unul deja, dar nu este roz. Iată, îți combin foarte bine. Culoarea roz veste foarte bine. Mersi. Oamenii care sunt artiști născuți și mai ales de circ au simțul umorului, sunt mereu în bună dispoziție? Sau este și cred asta o meserie? Ca și oricare altă persoană, nu întotdeauna sunt doar în bună dispoziție, dar în mare majoritate, da, ne străduim să fim în dispoziție foarte bună, în dispoziție excelentă și să o dăruim celor din jur. Asta este vocația noastră. Menirea. Menirea noastră, da. De ce anume artist de circ? Au. Cum a început cred povestea? Că nu eu am ales profesia asta, cred că profesia m-a ales pe mine. Și foarte des așa se întâmplă. De ce ziceți asta? Nu am crezut niciodată că voi fi artist de circ. În copilărie, ca și oricare alt copil, visam la alte lucruri. Visam să devin, nu știu, cum mai întâi cosmonaut, pe urmă aviator, apoi grănicer, apoi nu știu ce. Dar niciodată nu visam să devin artist de circ. Dar, de la vârsta de 5 ani, făceam gimnastică. Și, deci, cred că de aici aceasta este cauza. Sunteți din Călăraș. N-ați avut practic circul la picioare. Da, dar să știți că de la vârsta de 18 ani deja nu mai eram acasă. Cum am ieșit din casă și am plecat, iată așa s-a întâmplat că am călătorit prin toată lumea și Călărașul a rămas departe. Deja, iată, acum reușesc așa să fiu mai mult timp pe acolo, fac naveta Chișinău, Călăraș și așa mai departe. Dar până acum, prin toată lumea, toată Europa, apropo, așa este profesia. Apropo, ați cutreierat prin lume. Ați fost da, să știți mai că este, nu știu, o magie în toată. Ce m-a impresionat? Pot să spun că mi-a plăcut foarte mult din țările în care am fost, din locurile în care am fost, mi-a plăcut foarte mult, în primul rând, Cehia, Germania. Și vă spun de ce. Acolo, peste tot, este o natură foarte frumoasă, în primul rând. În al doilea rând, o arhitectură foarte frumoasă. Iar eu iubesc foarte mult să călătoresc. Și în orice oraș unde m-aș duce, deci eu fac o tură așa să văd tot ce este acolo interesant. De obicei așa procedam. Și am rămas profund impresionat, mai ales de Praga, unde am petrecut câteva luni și am văzut acolo, nu știu, toate locurile cele mai frumoase și am rămas profund impresionat și chiar sunt îndrăgostit de acest oraș, pot să spun. În afară de faptul că circul bucură copiii enorm, ce mai este frumos în această lume? Păi circul bucură nu doar copiii, dar și, corect ar fi spus, circul bucură copiii de orice vârstă. Fiindcă știm noi că cei maturi tot în interiorul lor, în cele mai dese cazuri, rămân copii. Și iată, noi ne străduim să-i bucurăm pe toți cu spectacole, cu magie, cu momentele astea când vine ceva frumos în viața oamenilor, ceva neobișnuit. Ne străduim să facem așa o poveste, ceva foarte interesant. Cele mai impresionante numere în ce țară le-ați văzut? Sunt mai multe aspecte. Dacă vorbim de trucuri, păi la capitolul ăsta sunt numere interesante. De exemplu, am văzut și în Marea Britanie numere foarte interesante, mai ales, și nu neapărat să fie chinești, că în Marea Britanie am avut ocazia să lucrez într-un program foarte puternic și acolo am obținut și titlul ăsta de Best Circus Program of the Year, ceva așa. Ce faceți e foarte greu și e foarte multă muncă depusă, pentru că faceți gimnastică. Da, desigur. Facem gimnastică și ne menținem. Am auzit, printre altele, la un interviu la televiziune, tot
unul la mâria altuia ce înseamnă circul, un număr de circ. Păi iată că cineva face un număr de circ și îl perfecționează toată viața și cu numărul acesta lucrează toată viața. Și... păi nu este chiar așa, fiindcă este foarte greu să creezi un număr de circ. Este o muncă enormă. O muncă enormă. Uneori durează câțiva ani crearea, apoi perfecționarea, apoi ajungi la cel mai greu moment, deja să te menții. Trebuie să fii mereu în formă foarte bună. Fizică, nu știu, și starea ta psihoemoțională trebuie să fie... să corespundă. Și plus la asta mereu te perfecționezi, mereu crești, te străduiești să crești, adaugi ceva nou și viața aceasta cred că nu fiecare poate să o accepte. Viața de circar, viața de artist de circ, nu fiecare o accepte. De ce? Cum este viața unui circ? În primul rând, eu deja pot să vă spun și ca conducător de asociație obștească, că am fondat și o asociație obștească, Noi Circari, pot să spun că este o viață absolut specială. Este o viață care mereu necesită dăruire de sine, adică mereu ești în turnee, mereu ești undeva plecat, mereu ești... nu poți să-ți creezi o familie normală, nu poți să ce stai pe loc. Ce face familia atunci? Păi asta și problema cea mai mare la Noi Circari. De obicei, să știți că circarii este așa un clan, este un stat în stat, așa se spune, cu legile lui, cu... și de obicei se căsătoresc între ei, da? Așa se întâmplă. Nu știu, cred că artiștii de circ sunt așa o familie, un clan de oameni foarte închis, care foarte greu, cu mare greu, permite cuiva din exterior să intre în familia aceasta. Doar dacă corespunzi, doar dacă... într-adevăr este vocația ta, într-adevăr... De obicei copiii preluază munca, meseria părinților? În foarte multe cazuri, în foarte dese cazuri, da. Dar nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Nu întotdeauna. Fiecare își alege ceea ce îi place, iar, nu știu, eu cred că pentru educația unui copil este foarte importantă ambianța. Și sigur, dacă copilul s-a născut acolo, pe lângă circ, și trăiește, da, și trăiește și vede în fiecare zi cum părinții lui face gimnastică. De exemplu, eu cunosc așa familie de copii, încep să margă și în picioare și în mâini cam în același timp. Sau el încă nu prea bine aleargă, dar el deja merge pe bicicletă cu o roată. Deja face trucuri. Impresionant. Sunt așa cazuri absolut speciale. Înaintea emisiunii mi-ați spus că circarii sau în general artiștii sunt foarte superstițioși. Este așa ceva. Probabil că are o explicație lucrul acesta. Mai întâi de toate, noi avem foarte mult contact cu anumite rechizite, cu anumite trucuri care sunt de, așa fără asigurare, chestii de asta care necesită o leacă de risc și cred că de aici. Să facem o analogie cu aviatorii sau cu cosmonauții, ei toți sunt la fel de superstițioși și ei zboară și noi zburăm. Ce fac și ce nu fac? Ce superstiții există și care sunt cele pe care le evită de obicei? Sunt anumite tradiții la noi, care se spune, dacă nu le respecti, o pățești, adică se întoarce înapoi. De exemplu, niciodată nu trebuie să te așezi cu spatele la manej, nu se permite. Fiindcă manejul se întoarce cu spatele la tine, dacă tu te întorci cu spatele la el. Așa se spune la noi. Sau niciodată nu trebuie trecut peste aparatajul cuiva. Asta se spune că deja îi dorești ceva rău, deja îi... Am duce ghinion. Da, poți, nu știu, de la asta se întâmplă deseori și sfade în familia noastră de circari. Și nici multe alte lucruri care sunt, poate, pentru cineva care ne privește dintr-o parte, le pare nu prea importante, dar pentru noi sunt foarte importante. Ce se întâmplă atunci când există și traume? Pentru că nu le puteți evita, este totuși o muncă periculoasă. Da. De obicei ne străduim să mergem înainte și este clar și evident pentru toți că dacă faci anumite trucuri, sunt momente când inevitabile, deci organismul obosește, necesită
odihne și așa mai departe. Iar contractul este contract, ești obligat să ieși atunci când ai semnat un contract cu un anumit circ sau cu un show, de exemplu, același Du Soleil, ești obligat să ieși, cât de rău nu ți-ar fi, poți să ieși cu temperatură, trebuie poți să ieși cu febră. Nimeni, practic, nu te întreabă. Nu ar trebui să fie așa, dar realitatea este crudă. Deci noi suntem obligați să muncim, este o muncă până la urmă și ne dăruim, așa cum și alte profesii, cred că la fel, cu dăruire de sine lucrăm. Pentru că ați vorbit despre Cirque du Soleil, da. Sunt și persoane din Republica Moldova și prieteni și da, cunoscuți de-ai da. Dumneavoastră. Sigur că da, eu personal cunosc câteva persoane care lucrează acolo. Ce vă spun? Printre altele, că... nu-și fac mare reclamă, nu-și fac... Toți știu deja despre ce spectacol vorbesc. Cirque du Soleil a devenit deja așa un da, nume este puternic. Un circ celebru, lipsesc animalele acolo dresate, însă acest fapt se compensează așa din plin cu alte aspecte ale acestui show. Este un show teatralizat, făcut foarte bine, cu multă aparatură, cu mulți bani investiți, cu cei mai buni artiști, în primul rând, selectați de prin toată lumea, inclusiv și de la noi. Printre altele, oricare din persoanele care ne privesc, nu neapărat circar, poate să fie un acrobat, poate să fie un om care poate ceva deosebit, poate să-și depună ancheta și să devină artist la Cirque du Soleil. Da. Dacă vorbim despre circul nostru, ne bucură faptul că se fac spectacole, că deja are o activitate. Păi ne bucură, sigur că ne bucură. Veniți cu informații. Este un lucru foarte bun că deja s-a început ceva acolo bine. Deci eu nu vin foarte des, eu am așa o nostalgie foarte mare față de circul acela mare care era cândva, fiindcă sunt un mare amator anume de show-urile astea grandioase, de numele grandioase și cred că așa și trebuie să arate un circ modern, anume să fie ceva grandios, ceva foarte emoțional, care să rămână, nu știu, pentru toată viața, fiindcă sunt foarte multe show-uri mici, de gen cameral, ceva așa, însă circul nostru, care a fost unul și este, rămâne unul din cele mai bune circuri din părticica aceasta de lume, da, din Europa. Din păcate, eu nu cunosc prea multe detalii referitor la ce se petrece la moment acolo, așa, chiar detaliat. Dar, în linii generale, pot să spun că sunt... vectorul este corect, adică mergem spre bine. Să sperăm că manejul mare va fi reparat și va fi dat în funcțiune deja, poate, măcar în următorii 5 ani, să sperăm. Noi vă mulțumim, vă așteptăm și cu altă ocazie și... Și eu vă mulțumesc. Cu un număr de circ, poate, la prima oră. Eu, cu mare plăcere, o să vin. Venim în dar cu această cafea, Iacobs, pentru dumneavoastră și mulțumesc pentru acest mes. Mersi! Mai... Mare un pic ca nasul meu, dar se asortează cu ploderi. Păi de asta și-o dăruit. Dumneavoastră rămâneți cu prima oră.